Dragi locuitori ai Comunei Moravița, ținând cont că ne apropiem de una dintre cele mai mari sărbători ale anului, vă doresc tuturor pace, liniște, sănătate, fie ca lumina învierii să intre în casele dumneavoastră și să vă bucurați împreună de această mare sărbătoare cu toți cei dragi vouă. Hristos a înviat! Având în vedere, pentru că se apropie una dintre cele mai mari sărbători religioase, învierea Domnului nostru Iisus Hristos, patimile care le-a pătimit, vreau să felicit pe calea dumneavoastră a televiziunii Europa Nova, sărbători fericite tuturor celor din Comuna Remetea, satul Ianova, colaboratorilor, cunoscuților, la toți care am colaborat, să le urez un Paște fericit, Hristos a înviat și toate cele bune să le aibă în zilele cuvenite pe masă, să se bucure de ce au realizat. Vă mulțumesc, sărbători fericite, Hristos a înviat! Dragi locuitori ai Comunei Remetea Mare, vă urez și eu ca Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului să vă aducă clipe de bucurie, de fericire, de liniște și pace alături de cei dragi. Să aveți parte de sărbători pline de lumină și zile binecuvântate. Paște fericit! Bună ziua, Orzișoara! Bună ziua, Cornești! Bună ziua, Secean! Bună ziua, Calacea! Suntem în prag de sărbători. De fapt, am plecat de duminică de Florii în prag de sărbători. Este săptămâna patimilor. Vine Paștele și eu vreau să vă doresc sărbători fericite, să fiți împreună toți, să fiți unii lângă alții și să fiți buni, să lăsăm deoparte atât noi, ca și, comunitate, ca și toți, să lăsăm deoparte ura, să lăsăm deoparte invidia, să lăsăm deoparte acea problemă pe care o avem noi de fiecare dată când ne gândim, vai, vreau și eu, nu! Vrem să fim toți împreună. Vrem să ne bucurăm toți de viața pe care o avem, pentru că Dumnezeu ne-a dat viață și noi trebuie să-i dăm dragoste. Sărbători fericite, să vă binecuvânteze Bunul Dumnezeu, să fiți împreună toți și să ne gândim fiecare la ceea ce înseamnă viața pe care o avem cu familiile noastre. Am ținut neapărat să vin să vă urez gândurile mele bune la ceas de sărbătoare, la ceas de mare sărbătoare creștină, sărbătoarea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Să o prăzduim așa cum trebuie, în casele noastre, cu toții, împreună, să facem ca sărbătorile să ne fie fericite. Hristos a înviat! Dragi locuitori din Sat Chinez, Hodon și Bărăteaz, suntem într-o perioadă de mare însemnătate spirituală, care ar trebui să ne amintească să fim mai solidari și mai empatici cu cei din jurul nostru. Sacrificiul lui Hristos, aducând omenirii, speranța mântuirii și a vieții veșnice. Fie ca bucuria învierii Domnului să vă aducă în suflete liniște, pace, fericire și clipe magice alături de cei dragi. Hristos a înviat! Jertfa lui Hristos pentru noi oamenii este exemplul perfect al dăruirii față de ceea ce iubești. Paștele este un moment bun să redescoperim sentimentele sincere ce se ascund în sufletul nostru, să dăruim sprijin, iubire, căldură, semenilor, apropiaților, familiei. Astăzi, în pragul cele mai importante sărbători creștine, vă urez Paște fericit, să aveți parte de mântuire, iertare, iubire, împliniri,
iar pașii noștri să fie mereu călăuziți de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Hristos a înviat, cu drag, Marcel Popa, primar al comunei Cârpiniș.